Sâmbătă 29 septembrie s-a disputat o nouă etapă din cadrul Ligii a IV-a la fotbal. A fost o etapă în care s-au marcat foarte multe goluri. Mai precis, în cele 8 partide jucate, s-au înscris 48 de goluri. Scorul etapei a fost înregistrat în meciul dintre ASE Viitorul Vedea și ASE Voința Slobozia, jucătorii de la Vedea marcând în poarta slobozenilor numai puțin de 10 goluri. Echipa giurgiuveană CS Nova Force s-a deplasat la Ogrezeni, unde i-a întâlnit pe Zmei din localitate, pe care i-a învins cu scorul de 5-2. În cadrul etapei cu numărul 9 s-au mai înregistrat următoarele rezultate. AFC Avântul Florești, ASE Prundu 3-0, ASE Spicu Izvorul, CS Argeșul Mihăilești 3-1, ASE Silver Inter Zorile, ASE Real Vărăști 7-2, CS Rapid Clejan, ASE Ghimpați Iepurești 3-0, CS Adunații Copăceni, FC Bolintin Malu Spart 5-1 și ASE Scărișoara, ASE Progresul Palanca 4-2.